Un telespectator anonim a trimis imagini cu mașina poliției care pare că nu are folii omologate. Am cerut un punct de vedere de la IPJ să lași, dar deocamdată nu am primit un răspuns dacă este sau nu în regulă. Așadar, vom reveni cu detalii după ce vom primi comunicatul oficial. Conform avocatnet.ro, autovehiculele trebuie echipate cu geamuri ce sunt omologate conform regulamentului numărul 43 CEE ONU sau în conformitate cu direcția 92/22 CEE, cu modificările ulterioare. Pe geamurile laterale spate și pe lunetă poți să aplici folie oricât de închisă cu condiția să fie omologată de RAR. Nu la fel se întâmplă și cu geamurile laterale față. Pentru aceste geamuri, RAR nu autorizează decât o anumită nuanță care este atât de deschisă încât practic nu colorează geamul deloc. De aceea, dacă dorești să aplici folie autorizată pe lateralele față, se recomandă foliile anti-efracție care te protejează în mod real la stopuri, benzinărie, etc. Nicăieri în lume nu se aplică folie pe parbrizul mașinii, nici pe exteriorul, nici pe interiorul acestuia. Mulțumim telespectatorului anonim care a trimis imaginile la redacție. Dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de e-mail zalotv@gmail.com, iar la 3 filmări veți primi un cadou personalizat ZTV, iar noi vă garantăm că nu vom divulga numele.